înseamnă să ai un rost în viață? Ai căutat și tu care este sensul vieții tale? Ai investit timp, bani, răbdare, ani, poate, ai citit cărți, ai fost la cursuri, ca să cauți răspunsul la întrebarea Eu ce-am de făcut pe lumea asta? Dacă da, episodul care tocmai începe e pentru tine. Dacă nu, episodul care tocmai începe e exact pentru tine. O am alături de mine pe Andra Pintican, una dintre doamnele din țara noastră pe care eu o admir cel mai mult, legat de munca ei, legat de transformările ei și mai ales în urma acestei conversații, legat de curajul pe care l-a avut să facă o schimbare, legat de cariera ei și mai ales să strige în gura mare despre această schimbare și despre de ce a ales să o facă. E o conversație care cred că îți va plăcea pentru că este deschisă. E o conversație care cred că îți va plăcea pentru că este despre rațional și despre emoțional împletite, pentru că este despre profesional și personal, pentru că este despre devenire, cum îmi place mie să-i spun. A da, e un episod, te avertizez de la început, în care am plâns. A fost un moment în conversația cu Andra în care ceva ce a spus ea a apăsat un buton din mine și am ales să nu scot acea parte și un pic, un pic se aude că îmi tremură vocea, respectiv se aude reacția Andrei la lacrimile mele. Le las acolo tocmai pentru a onora autenticitatea pe care Andra a pus-o în minutele ce urmează și pentru a te invita și pe tine, dacă simți în momentul în care asculți acest episod ceva, orice, să spui. Scrie-mi un mesaj, dă-mi un mail, Lasă un comentariu, exprimă ce ți-a adus acest episod după ce-l asculti. Audiție plăcută! Andra, foarte tare mă bucur să te văd. A trecut ceva timp de când am avut noi ultima noastră conversație, dar îmi pare că acest timp a trecut mai ales pentru tine, cu rost. Bine ai revenit la Thank You Made Visible. Mulțumesc tare mult de invitație, și da, chiar că cu mult, mult rost, ar spune. Mm. Hai să începem conversația noastră exact de aici. Acum câțiva ani, când te întreba cineva, inclusiv eu, cine ești, descrierea ta sună un pic diferit. Așa că te întreb acum din nou: cine ești, Andra? Mm. Cred că acum aș putea să fiu mai puțin vehementă când declar cine sunt, că am înțeles așa cum stă bine la toată lumea. Mai crești, mai crezi două fire de păr alb, mai pricepi și două lucruri despre lume. Acum mă identific de dragul etichetării de care avem mare nevoie în lume ca fiind povestitor de rost. Dacă e neapărat să trecem prin roluri, ne trebuie două podcasturi, că îmi făceam un inventar zilele trecute, că în prezent am 11 meserii și le practic pe toate Și iar de lumii cu virgulă, pentru că noi știm că trebuie să faci una și bună, că dacă faci multe nu ești bun Dar, surpriză, am 11 meserii și sunt foarte bună la tot ce fac Sau, mă rog, hai să spunem că eu sunt foarte mulțumită de ceea ce fac Nu neapărat că trebuie să mă evalueze alții dacă e bună sau nu um, Dar cred că cel mai sumarizat așa e că sunt Andra și că mai tot caut să aflu cine sunt și în fiecare zi cred că sunt valențe noi. Dar clar nu mai sunt acel pipolet advocate care a vorbit cu tine acum câțiva Pentru că a fost un nici n-a fost un rol, a fost o etapă extrem de importantă prin care a trebuit să trec ca să cunosc încă o extremă cunoscusem extrema victimizării, acum trebuia să fiu și eu agresorul agresorilor. Um, salvator, nițel pe aici, pe acolo, cu master degree în salvare. Dar uh, și n-aș vrea acum să zic că nu mă mai duc acolo, cum mă duc, mă mai găsesc pe acolo din când în când. Dar cumva cred că nu mai e cu people advocate. acum chiar cred că fiecare om are un people advocate în el însuși. Și ține de el să și-l trezească și să-l pună în slujba sa. Ce frumos! E foarte frumos din afară și ca om de marketing și ca om care-ți admiră munca să simt așezarea asta în tine de recunosc și văd că îmi doream să-i salvez pe unii și să-i cert pe alții. Uh, Mi-a plăcut, faină, faină etapă, dar am trecut de etapa respectivă. Da, nu doar că, că mi-a plăcut sau nu, dar cred că e dincolo de asta. Era ceva de care aveam foarte mare nevoie, pentru că na, eu tot zic oamenilor și mi zic și mie că nu pot să știu cine vreau să fiu până n-am experimentat cine nu vreau să fiu. Mm. Și da, fusesem în multe feluri, mai aveam nevoie să cunosc celelalte feluri, și undeva între se găsește un balance așa pentru fiecare, armonia așa cum o înțelege fiecare dintre noi. Dar cred că e important să ne uităm obiectiv la ceea ce am făcut și fără critică, fără judecată, exact. nu mă scuz, nu mă acuz, observ că astea sunt lucrurile pe care le-am făcut și n-am cum să nu observ și extrem de multele învățături pe care le-am tras de acolo. Basically tot ce am fost acum câțiva ani stă la baza ceea ce sunt astăzi. Așa că e, are tot sensul din lume că a trebuit să trec și pe acolo. Hai să ne întoarcem la, cum ai menționat, tu, etichetele astea de care vrem, nu vrem, avem nevoie în viață ca alții să priceapă, lângă numele nostru, lângă tot ce suntem, ce facem, ce știm, cum descriem ce facem? Ce pui lângă numele tău azi? Mai să știi că mă gândeam foarte mult la asta, că așa ca om de HR care înțelege importanța rolurilor în organizație, în familie, în societate, ca om cu oarece experiență în marketing, care înțelege importanța unui USP făcut bine și... Um, da, mă gândeam zilele trecute, încă din momentul în care ne naștem, obsesia celor din jur este să stabilească cu cine semne. Hmm. Adică ne e atât de greu să acceptăm că am putea fi doar noi înșine. De ce nu lăsăm copilul ăla să fie Ion, Maria, Gigica, Marcel, cum l-o cheamă pe el? Fără să căutăm asemănările cu cei din jur. Dar vezi tu, așa mare nevoie, e nevoia minții noastre de a ne clasa undeva să fim safe, să avem o etichetă, că e în regulă, pot să stau de vorbă cu omul ăsta. Încât, na, trebuie să pui eticheta lângă. Și atunci am zis că sunt în această etapă în care nici nu văd a fi un rol, ci că sunt acest povestitor de rost, e doar o etapă din viața mea prin care eu trec acum. Etapă pe care o manifest prin multiple roluri. Iar cred că cele mai importante sau cele mai des folosite în viața de zi cu zi două roluri ar, rolul ar fi acest căutător de rost alături de oamenii care vin către mine și terapeut de diferite terapii alternative, printre care una dintre cele mai des folosite, Somatic Alignment. Lucruri cu care eu lucrez de mulți ani, dar nu le scosesem la suprafață, pentru că știam că o să dea cu virgulă. Știi, era ca și cum vedeai nu știu, o coafeză lângă scaunul de coafor cu un fierăstrău în mână. Să dea cu virgulă, nu? Nu reușea capul să comprehen, să adune acolo. Și atunci, mai mult de atât pentru mine n-a fost despre statut. Adică eu nu am făcut lucrurile astea. Ce a rămas totuși valabil de când am vorbit noi de ultima dată, eu ți-am zis atunci că eu mi-am făcut un plan de carieră pe 5 ani de zile în care scopul meu unic a fost să mă caut și să mă descopăr prin meseriile mele. În consecință, eu n-am ales că vreau să fac un lucru, eu am zis, bă, care sunt muncile prin care eu mă pot manifesta? Care sunt darurile pe care eu le am și în ce cadre profesional, personale, sociale, intime, eu le pot manifesta mai departe? Și așa au apărut toate părțile astea din mine la suprafață și el o trebuie să-și găsească câte o, câte o etichetă doar pentru a putea fi percepută de cei din jur. Însă ce pot să-ți spun ca om de marketing ție este că oamenii care vin la mine nu vin pentru că fac marketing. Mm. Um, și știu că asta e o chestie greu de explicat și poate e de domeniul SF-ului, dar chiar am început să-mi întreb oamenii care vin în tabere, cum au ajuns la mine? Eu nu făceam asta până acum, deși știu că m-ai învățat, că e foarte important Așa. să o fac Așa. <laughs> Și am rămas perplexă că nu erau neapărat oamenii ăia care erau cu mine de mult pe LinkedIn și care mă cunoșteau oamenii, Și acei oameni sunt aproape de mine în continuare, dar poate pentru contexte diferite Dar erau oameni care m-au văzut la cineva din greșeală și au simțit instant că trebuie să ajungă la mine N-a contat dacă am făcut un marketing funnel, n-a contat dacă am avut, poate chiar nici măcar nu era o postare în care să fie avut call to action, știi, chiar... De regulă, alea funcționează cele, cel mai bine și în calitate de om care exact cum ai punctat și tu, lucrez cu oameni care vin și mi-spun salut, salut, vreau să-mi fac vrem personal. Primele conversații pe care le am sunt despre oricât de frumos va fi site-ul tău, dacă tu nu ești așezată, așezat în tine, Marketingul nu va rezolva acele lucruri. Adică, înainte să dăm play acestei conversații, sau, mă rog, să înregistrăm această conversație, ți-am zis exact asta: că vreau să ajung la tine. Nu o să scriu niciun website, nu o să fac riluri transformaționale despre marketing din tabăra cu tine, dar schimbarea din mine se va simți și exact cum spui și tu. Sunt clienți care îmi spun, am încredere în tine de parcă te știu din alte vieți, deși acum îți scriu prima dată. Și eu n-am făcut 70.000 de postări ca să câștig acea încredere intenționat. N-am control. Am control asupra cine devin și asta se simte și um, cred că asta e și ce văd în tine. Că oamenii vin dincolo de marketingul pe care îl facem și de forma lui pentru cum te transform tu constant și cred că asta e frumusețea. Tot mai mulți oameni se bucură să-i vadă pe alții că se transformă pentru că asta le dă lor curaj. Zic bine? Da, să știi că asta am simțit și eu. Deși e așa ușor paradoxal pentru că noi suntem în lumea lui cât a luat celălalt, dar de mm. ce capra vecinului. Însă, nu știu, mie mi se pare că mediu în care noi am trăit A exilat foarte mult bucuria Copiilor noștri interior Dar nu știu ce naiba am făcut Printr-o extorsiune a unui tef de eșapament. Bă, dar ceva sigur am făcut bine Pentru că O început tot mai mult să vină La suprafață um, The genuine happiness of the child Știi, adică știi copilul ăla Care se bucură cunoaște pe cineva Și vrei să fim prieten, Ok, hai! în câte jucării ai nu te mai întreb, nu mă mai interesează. Și cred că de aici pornește, suntem un pic mai mult în contact cu copiii noștri interiori ca înainte și putem să ne conectăm la bucuria celuilalt. Mm -hmm. Odată poate pentru că, hei, există, ia uite, ăla e, n-a murit, Doamne ajută, ia uite, deci există viață după salt, deci asta e vie și. Se... Și am oameni care vin la mine și zic, măi, eu vreau să am venit în tabără la tine. Îmi place de tine bla bla bla, dar eu am venit pentru că și eu vreau să fac ce ai făcut tu, dar capul meu nu crede că e posibil. Și am venit să văd că ești vie. Și zic, da' pune mamă mâna, uite ia pulsoacile, să vezi că ești vie. Um, și cred că de aici vine. Începem să ne conectăm tot mai mult cu pentru că începem să ne conectăm la noi. Înainte, trăind foarte mult din frică, mă rog, eu cred că trăim în frică și când trăim în iubire Adică dai cum, că e acolo și ea pe masă, pe aperitiv acolo Dar trăind atât de mult din frică înainte, nu, nu reușeam să ne conectăm cu noi Și în consecință mă pot conecta cu ceilalți în egală măsură, direct proporțional cu cât mă conectez cu mine și pentru că acum înăuntru începe să se schimbe raportul de forțe și nu mai conduce numai vocea aia critică Văleu o să ne taie, văleu o să murim, văleu, văleu, văleu Eu îi spun vocea lui, Hai! știi? Mamele alea care îmi fac copilul Se întâmplă E vocea lui Hai! care rămâne așa deodată fără aer la gândul că ar putea interveni ceva nou în viața noastră Altfel decât știm Și acum se schimbă lucrurile N-aș putea să fac niciun fel. Eu, în primul rând, eu vorbesc numai de bula mea, adică vreau să facem disclaimer că, în momentul în care eu fac aceste declarații, le fac prin prisma realității și adevărului pe care eu îl găsesc în viața mea, în bula mea, în comunitățile mele. Nu știu dacă, la nivel macro, lucrurile stau chiar așa, însă ce pot să văd în jurul meu este că sunt din ce în ce mai mulți oameni care caută. Caută, nici nu știu ce caută, dar ei se apucă de căutat. Și mulți ajung la mine, știi, Andrei, eu nici măcar n-am venit să caut rostul. Eu doar știu că trebuie să caut ceva, dar să-mi bat picioarele dacă știu ce caut. Uh -huh. Măcar atâtea, să am claritate să știu ce caut. Uh -huh. Uite, exact pentru oamenii ăștia, aș vrea să vorbim acum despre cum ți-ai construit tu um, saltul și ce a venit după. Pentru că în momentul în care vorbeai de Andra Pintican, acum 3-5 ani, vorbeai de un om cu influență în România, în zona de HR, o să vorbim și despre cum ai schimbat tu semnificația celor două litere, um, vorbeam de cineva care, în momentul în care era menționată, unii oameni din corporate se cam speriau și ziceau vine și ne ceartă și alți oameni care erau angajați la corporate spuneau vine și ne salvează și făceai ordine și aveai principii clare și erai un om, uh, cu tot respectul spun, scump de avut la masa conversației, da? And then a început Andra să schimbe niște lucruri și oameni care o admirau din rolul respectiv se uită la ea și spune ce curajoasă îi. Pe de-o parte, pe de altă parte, a nebuni femeia. Cei cu ea a început să auzi neurospiritualitate. Hai să o luăm așa exact pentru oamenii ăștia. Ce-ți veni? Cum? Ce declanșator? Ce s-a întâmplat? Știi când ai întrebat ce-ți veni? <laughs> am, am simțit un fior în tot corpul. Pentru că mi-a venit simțirea. Pentru că eu știam foarte multe. Și ai dreptate, eram la masa cu știați că. Și eram fata care știa destul de multe. Așa știa și psihologie organizațională, știa și HR, știa și business development și product development, știa și marketing, știa și employee engagement, știa de tot. Dar simțeam aproape nimic. Mm. Și de-aia mă pricepeam la masă cu oamenii ăia că nici ei nu simțeam, știam tot de toate și ne încălceam unul în mințile celorlalți, știi? Celuilalt. Și a fost, din nou, o etapă extrem de valoroasă și de importantă. Și nu e ca și cum nu mai fac ce făceam și înainte. Fac, dar fac poate dintr-o stare ușor diferită, sau poate chiar mult mai diferită, nu ușor diferită decât înainte. Um, hai să luăm lucrurile așa, pas cu pas. Faptul că oamenii mă vedeau într-un anumit fel și în continuare mă văd, nu ține de mine. Eu nu pot controla percepția nimănui. Și da, am trecut și eu prin etapa aia în care eu încercam să transmit un mesaj în scris. Oamenii înțelegeau pe dos, începea cearta, nu neapărat cu mine. Uneori se certau între ei, ăia care au înțeles într-un fel și cei care au înțeles în alt fel. Și intram în panică atunci că stai puțin că eu încercam să aduc liniște și pace și eu nu fac revolt aici cu oamenii ăștia, ceva nu funcționează. Dar nu înțelegeam atunci că eu nu am control asupra percepției celorlalți. Și că mai mult de atât în lume există adevăruri multiple și este perfect în regulă dacă pentru unii sunt mumă, pentru alții ciumă, dacă pentru unii sunt nimic, dacă pentru fain. Mi-aș dori doar să fiu Andra și atât pentru toată lumea, dar dacă nu se poate pot să fiu like nobody. Ok? Um... Rolul avut în organizații era dintr-o zonă mai de vehemență înainte. Acum e mai mult dintr-un rol de antrenor, un antrenor care vine cu foarte multă blândețe, pentru că modul în care eu operam înainte era o reflexie 100% a modului în care eu operam înainte în mine. Iar vehemența, agresivitatea, um, nu știu, poate uneori sarcasmul cu care Acționam în afară, nu era nimic altceva decât o oglindire 100% a modului în care eu mă tratam pe mine pe dinăuntru Dar ce crezi? Eu ne nesimțind pe atunci, nu era o problemă Ori um, procesul ăsta de a simți, de a cobori din cap în corp și de a trece din corp în suflet Este ceea ce eu am înțeles a fi neurospiritualitate am stat la masa cu știați că foarte mult timp și într-o zi am întrebat cum te simțați și am dat eroare 404 la toată masa. Și atunci am înțeles că ceva dă cu virgulă. Și mie și altora. Nu e ca și cum eu nu eram într-un proces de dorință, de simțire, doar că și pe ăla tratam tot cu agresivitate. Hai odată, când simțim acum? Acum, dar știi, cine e cel mai bun la simțire? Care e vraciu cel mai bun, că mă duc și la ăla și la ăla și la ăla și la ăla și am, am trecut într-o etapă de mega tumult care poate nu se vede neapărat în afară, că na, oamenii vor să afle despre muncă, nu neapărat despre trăirile mele deși și pe alea le mai pun uneori pe masă și cei care nu pot conține uh, pun o etichetă emoțională de pe LinkedIn, că e mai simplu, mm. dar uh, după ce am căutat simțirea atât de obsesiv, a trebuit să accept că eu nu pot să simt. Și asta e, un, asta e una din etapele pe care foarte multă lume nu le vede, nu le arde, sau nu, nu le vede și le arde să stai în neputință. Să simți că nu poți să simți. Și foarte ce acolo e. E Beyond Words. Să stai să simți că nu poți să simți și să stai cu tot ce vine după și ce crezi. Îți dai seama că tu simți. <laughs> um, că și să simți nimic e tot o simțire. Și odată ce lucrurile astea au început să se întâmple, prin instrumente fel și fel pe care eu le-am încercat, um, am înțeles și ce înseamnă răbdarea și ce înseamnă blândețea de sine și am înțeles și ce înseamnă iubirea de sine prin simplu fapt că știam ce nu înseamnă iubirea de sine. Și cel puțin pentru mine, prima mea definiție a iubirei, iubirii de sine a fost să nu mă mai biciuiesc când nu-mi iese. Aia a fost prima mea formă de iubire de sine. Să... Văd acolo, eu eram high performant oriunde am fost, am fost top. Pentru că asta, asta era strategia mea de supraviețuire. Să dau 250%, să controlez încăperea prin știați că. Uh -huh. Pentru că dacă eu sunt acolo, înseamnă că sunt în siguranță, pentru că ceilalți sunt atenți la mine, deci n-au timp să-mi facă rău. Și mi-aș dori tare mult, tare mult, ca cei care sunt în filmul ăsta al Trebuie să fac, eu pot, eu nu pot să nu pot, eu trebuie să pot. Cei care sunt în filmul lui, când nu pot, mai pot încă puțin. Și pe care nu-i judec că acum cinci minute eram colegi de bancă. Și mai suntem uneori, mai vin, mai am restanțe. Dar mi-aș dori mult pentru ei să înțeleagă că nu sunt în momentul ăsta în sinele lor autentic ci sunt blocați într-o strategie de supraviețuire și de performanță. Și, evident, poate dacă cineva care chiar e acolo mă aude, o să zic că nu e adevărat și vreau doar să-i subliniez că ăsta este primul pas care se numește negare și e foarte important și pe unii țin câțiva ani, pe alții, an, o secundă, că au auzit un cuvânt și au zis oh, asta e adevăr, îl simt în corp, trebuie să trec peste. Um, dar odată ce am înțeles că ceea ce eu eram nu erau nimic altceva decât strategii, am început să mă întreb da, oare ce mai de sub atât, cei sub strategii. Ca într-un final cu măi nu muncă, nu, că eu sunt foarte bună la muncit. Deci eu sunt asta, la muncit the best. Măi a fost a fost efectiv the work of my life să mă duc dincolo de strategii și să mă simt în siguranță când nu le mai aplic. Că eu am crezut acum câțiva ani, când stăteam noi două de vorbă, că cel mai greu lucru pe lumea asta este găsești. Rectific. Așa cum înțeleg azi, nu știu ce o să zic dacă mai vorbim peste 5 ani. Vorbim? Dar cel mai greu lucru pe lumea asta este când te găsești să te simți în siguranță cu ce ai găsit. De acord. Și mai vedem după, nu știu. <laughs> to be continued, tânăr și neliniștit, varianta de la Măciuca. <laughs> <laughs> și au venit toate lucrurile astea peste mine și am început să le las să se manifeste și... Până mai dată le-am lăsat să se manifeste în intimitatea mea, cu cercurile mele apropiate, cu oamenii care veneau către mine, nu pentru că scriau undeva Andra Pintican, nu știu ce, ci cu oamenii care veneau către mine pentru că simțeau și ei. asta e șmecheria când simți tu, încep să simt și ceilalți ce simți tu și uite așa vă conectați și o nebunie totală. E ca o, da, e interconectivitatea umanității, care e cel mai frumos spider web posibil, așa din punctul meu de vedere. Și la un moment dat a intervenit evident această idee de dualitate. Stai puțin că eu mă duc acolo și sunt doamna cu știați că. Și când sunt aici la mine pe și te de desculță la măciuca cu toți oamenii ăștia, suntem toți cu ochii închiși și ne scufundăm în corp. Și suntem acolo, într-o stare de prezență profundă, și nu mai știm că există timp. Că, nu știu, stăm, deschidem ochii și zicem, am stat și noi 5 minute și aflăm 4 ore mai târziu că pot trec 4 ore. <hătă> um, și a fost dificil pentru că mă duceam în organizații și chiar am avut organizații care mă chemau să inspir, dar la brief îmi scriau să nu folosesc nimic, mambogeam. Exact. Și chiar am avut o conversație cu o companie unde trebuia să am un speech de, nu știu, ceva, era o oră, un eveniment, și trebuia să am un speech de, um, despre găsirea sensului în muncă, a rostului pentru oamenii din organizație. Și cred că am avut vreo 4-5 întâlniri de pregătire. Și nu știu ce mi-a picat mie să și zic, de am o curiozitate cu ceilalți speaker câte întâlniri ați avut. Nu că subiectele ușor diferite. Și... Ok, ce nu vreți să spun? Să nu fie nimic despre mambo jam. Că noi înțelegem, dar știi tu, lumea e sensibilă. Și pe mine atunci m-a cutremurat corpul pentru că să spun, unei încăperi cu oameni dintr-o industrie foarte analitică, într-adevăr, închide ochii, era considerat mambo uh -huh. Și am zis, bă, stai puțin. Nu pot. Adică, dacă eu vreau să trăiesc autentic cu mine, ok, eu nu m-am supărat pe oamenii aia, că au zis așa, eu am înțeles, eu m-am supărat pe mine atunci. Pentru că era clar că ei acționau conform a ceea ce știau Ei nu știau două, trei informații pe care eu le aveam Și ei luau decizia din cât știau ei și era normal uh -huh. Așa că i-am rugat în meeting să închidă ochi Și am stat cu ei acolo 10-15 minute Și am observat cu toții că vine frică, anxietate, furie, scârbă Așa e când te duci înăuntru, nu? Ai de toate. Alea de care fugi tu ca să mai faci încă un proiect, să ne înțelegem când mai vrei încă un proiect, când mai vrei încă 30.000 de euro, când mai vrei și așa, așa, și așa. E o fugă. Atenție, asta nu înseamnă că nu o să mai mergem niciodată după proiecte, după bani, după. Poți să te duci acolo dintr-o stare de om conștient și asumat. Spun doar că în cele mai multe cazuri, în momentul de față, noi fugim în muncă de mm -hmm. noi nu ne manifestăm prin muncă și ne onorăm pe noi, cum ar fi normal. Uh -huh. Și atunci mi-am dat seama că dacă eu vreau ca oamenii să înțeleagă cine sunt și să înțeleagă că există și lumea asta, ar trebui să vorbesc despre ea. Dar atunci a apărut grija. Stai mă puțin, că ai mai avut o misiune de asta, să muncească românii sănătos? Ia, hai să o luăm de la capăt? Hai să mai dăm o dată restanță, ce am rămas corijente? Și apoi a venit întrebarea cum fac de data asta, astfel încât să, să nu mă mai duc în salvator. Și obiectivul foarte conștient a fost să rămân în rol de contributor. Diferența e că salvatorul creează dependență cu prețul bunăstării lui, contributorul Creează independență atunci când dă din prea plinul lui. Și cumva focusul s-a dus acolo. Cum pot să devin contributor, să nu mai intru în salvator? Acum, evident, asta este un obiectiv conștient și vreau să ne înțelegem că eu sunt un om care are 30 ceva de ani de pilot automat în spate și 2-3 ani de 4 de trăit conștient. Să nu ne erijăm aici în Dalai Lama că nu e cazul. Adică da, intru pe pilot automat în fel și fel de situații care de fiecare dată îmi dau oportunitatea să mă observ mai profund, să mă văd, să înțeleg și să pot să fac altfel data viitoare. Și așa am ajuns cu conceptul de neurospiritualitate, pentru că în lumea pe care eu o experimentez acum, așa cum e ea pentru mine, omul trăiește în patru planuri. Fizic, mental, emoțional și spiritual. Dar, din păcate, în niciunul dintre aceste planuri el nu trăiește conștient, ba mai mult, nici măcar nu trăiește, el doar supraviețuiește și este o, cal o diferență totală în calitatea vieții. Și în planul mental avem acest știați că al minții conștiente, care e maxim 5% din cine suntem, în timp ce 95% din cine suntem sunt condiționări ale mediului în care noi am trăit care ne fac să aducem acele strategii de apărare la suprafață și să acționăm dintr-un sine fals. Deci, suntem corigenți la planul mental. În planul fizic, suntem total deconectați de corpul nostru. Când dormim, visăm Excel-uri. Când mâncăm, mestecăm pe fugă pentru că trebuie să ajungem la ședință. Bem apă ori prea multă, ori prea puțină, că n-am avut timp sau stai că nu mi-a sunat telefonul. Adică dacă ajungem să ne punem pe telefon un reminder ca să bem apă, nouă trebuie să ne zică lucrurile astea ceva. Tu nu simți nevoia corpului de a bea apă? Deci trebuie să ne dea un ciocan în cap treaba asta, numai cât îți spui. Este minunat că avem aceste gadgeturi și Așa da, eu nu, eu nu zic că e folosiți Doamne ajută, dar hai să ne întrebăm un pic, bă, de ce am ajuns în punctul în care mi îmi trebuie un gadget care să-mi spună ce simte corpul meu? Da? Sau să monitorizeze somnul. Eu nu, șt, nu simte corpul că s-a odihnit? De ce trebuie să întreb ceasul? Eu nu pot să-mi întreb corpul? Cum ai dormit aseară? Când te trezești dimineața fix în punctul ăla între trezire și dormire fix în nanosecunda aia între lumi, când e singurul moment în care ești tu în cea mai autentică formă, ta, în conexiune directă cu sufletul tău, tu atunci trebuie să intri într-un super interviu cu corpul tău. Dar cum ești? Dar ce faci? Dar cum ai dormit? Dar... Or, nu știu, o convers... dar te îmbrăți, dar mă bucur că ești cu mine. Dar îmi pare rău că ieri am băgat două prăjiturele. Îți mulțumesc că te-ai ocupat de ele. Da? Și în plan fizic, iar suntem corigenți, pentru că burn, toate astea pe care le-am menționat mai ori plus muncă nealiniată cu cine suntem, e burnout -ul. încep tot felul de somatizări. Apoi, în planul emoțional, unde cu toată dragostea o spun, suntem analfabeți emoționali. Habar n-avem ce ni se întâmplă, chiar <coughs> mă uitam că stau cu roata emoțiilor tot timpul după mine. Să văd, mai descoper și eu astăzi vreo emoție nouă. Avem 27 de emoții de bază. Dacă nu încep și le despici pe toate, găsești că sunt o tonă de sentimente pe care noi le avem. Însă, noi nu știm ce simțim. Uh -huh. Nu, stai, stop. Nu știm că simțim, nu știm ce simțim, nu știm ce să facem cu ce simțim. Deci, și în plan emoțional, bubiță. Și dacă ne ducem și în planul spiritual unde e conexiunea directă cu sufletul tău, cu supraconștiința. Locul ăla în care treci de ideea de intuiție pe care noi o folosim azi, care nu e de fapt de multe ori decât o formă a fricii noastre pe care o scuzăm în... Mi-a zis intuiția să nu mă duc la interviu la firma aia că nu e ceva ok acolo. Dar când ești în plan spiritual și ești conectat cu sufletul tău, ești într-o relație directă cu viața. Da? Și ești un participant activ în viața ta și înțelegi că viața comunică cu tine. Viața este o entitate, așa cum ești și tu. Tu și viața colaborați. Acum, dacă tu până acum ai dormit, Viața o acționa și ea cu contractul cum o putut. O mai trimit câteva somări, câțiva recuperatori, un burn, au două acolo, o demisie, o concediere, ți-o tot trimis somări, bă, trezește-te, trebuie să participi, eu nu pot să mă ocup de tine exclusiv, noi suntem aici într-un parteneriat. E și uitându-mă la planurile astea, am dat seama că eu nici, nu că nu eram în centru, eram în afara lor. Planurile erau aici și eu eram la pocra candat. Nu aveam nicio treabă. Și nu numai eu, și oamenii cu care lucram. Mm -hmm. Și atunci scopul muncii mele a devenit ăsta de a crea niște căi blânde, niște drumuri blânde pe care să putem să mergem, ca să ne repoziționăm în centrul acestor planuri. Să pot să intru în mintea mea și să ajut conștientul și subconștientul să colaboreze. Să nu mai fiu un punctul ăla în care mă duc în oglindă și fac afirmații 21 de zile ca să-mi reprogramez mintea. Eu aveam 111 kg și mă uitam în oglindă și spuneam sunt slab. Păi nu s-a uitat creierul într-o zi la mine și mi-a zis, bă, te-ai tâmpit, ai luat-o de la ela. Poate, te, poate te băgăm un protocol de urgență, poate te facem de 200 de kg ca să observi tu că ești grasă, în Doamne iartă -mă. Da? Să mergem în plan emoțional și să învățăm să ne procesăm emoțiile, să înțelegem că în corpul nostru sunt o tonă de containere emoționale. Care așteaptă acolo pe repeat, stau acolo și derulează în continuu aceleași scene în care au înghețat, până când tu, din capacitatea ta de om conștient și asumat, te întorci înapoi acolo să închei ciclu. Să înțelegi în plan fizic că trebuie să ai grijă de corpul tău și să înțelegi că el operează în baza unui sistem nervos. Ba mai mult, modul în care percep lumea este 80% interpretat de corp, nu de creier. Și de asta mă duc în organizații și îmi zic de siguranță psihologică. Păi, dar noi le dăm și bonuri și de toate și zic, da. Dar vorbim de siguranță psihologică la nivel de percepție, dar noi trebuie să vorbim despre siguranță psihologică la nivel de neurocepție. Că degeaba eu văd în încăperea asta că totul e în regulă la nivel conștient, perceptual, nu miroase a fum, îmi activez simțurile. Nu miroase a fum, deci nu incendiu, nu văd că pică, deci sunt în siguranță. Îmi verific corpul așa la nivel exterior, sunt bine, nu mă arde nimic, dar eu sunt, și mă și sunt anxioasă. Și, și sunt anxioasă de mail-ul pe care l-a trimis șeful meu, de ședința de la 3 în care va trebui să vorbesc despre niște lucruri pe care trebuie să le maschez în cumva că e mult mai negru dracu decât pare dar n-avem voie să spunem, trebuie să ne prefacem da, da, da. bine um, sunt stresată de faptul că al meu copil o să aibă vineri sărbarea de final de grădi și eu trebuie să mă cer la șefa mea cu o jumătate de oră mai repede și știu că asta face ca dragonul, deși și are copii și nu înțeleg cum nu poate să înțeleagă, atenție eu spun toate lucrurile astea fără să fi lucrat o zi în viața mea în corporație. Și de le știu, știi de la alții. Exact. Eu știu pentru că vorbesc cu mine clientele, știu pentru că îmi scriu oameni mie care n-am treabă cu HR-ul. Mă, da, ajută-mă să formulez mail-ul în care îi cer voie șefei mele să-mi iau o zi liberă și eu us. Uz... Oh, wow. A, îți dai seama câtă lipsă de putere simte cineva să-i ceară unui străin, că sunt străin, pe Facebook. Da să o ajute cu asta. Și astea sunt nuanțele de care spui, tu poți să-mi faci cel mai galben puf și sală de gaming și croasante dimineața, deși n-ar trebui să-mi dai croasante că îmi noroce sănătatea, dar mă rog. Um, mi le dai. But I don't feel safe. Degeaba în yeah. exterior, tu lucrezi să faci să fie safe. Și voiam să ajung aici la cum, dacă ți-amintești, Contextul în care prima dată ai avut șansa să vorbești cu un om de HR dintr-o organizație, în care să-i spui asta, înțeleg că tu muncești să faci pe foaie în contract să intre salariile la timp, poate mai puși un bonus, dacă trebuie să concediezi, să concediezi blând, ok. Dar dacă-ți amintești și un moment în care ai spus unui director de HR sau unui director responsabil de bunăstarea oamenilor, uite, it's not enough pentru că ei nu se simt. Îți amintești cum a reacționat persoana respectivă? Da, problema e că eu spun la sute de oameni de HR, asta în programul Master Program Transformativ HR. Noi avem un program la școala de HR de un an de zile în care noi mm -hmm. fix asta facem, încercăm să ajutăm oamenii de HR să înțeleagă că intrăm într-o lume nouă, într-o lume extrasenzorială, în care business-ul nu mai e doar despre numbness, despre amorțire mm -hmm. și vedem șocul. La mulți dintre ei. La unii vedem uh, Revelația. A, știam eu că mai e ceva, dar nu știam ce. <răzări> Știi? Și mai adaug aici ceva la ce ai spus tu. Mediul ăsta mi-arată că totul e safe. Și tu ești cea mai minunată șefă din lume. Și chiar nu sunt deloc stresată că trebuie să-ți zic nu știu ce și bla bla bla. Și, și totuși sunt foarte axioasă. Exact. Și eu nu înțeleg de ce. Dar eu nu știu că în mine există amintiri procedurale și că bluza pe care tu o porți azi este identică sau mă rog, are un pattern foarte similar cu bluza pe care a purtat o mama când m-a bătut în fața clasei. Sau profesoara, nu știu care, care mi-a făcut nu știu ce. Se duce dincolo. Dincolo de ce putem noi să ne imaginăm? Mi-aduc aminte că eram pe scenă și țineam un, uh, un speech. Te îmbrățișez foarte tare, să știi. Continuă, te da. Eram pe scenă și țineam un speech în fața vreo 200 de oameni. Un speech pe care îl țineam destul de des, adică eu, eu sunt un om care simte, uh, deci nu țin niciodată speech-uri pe pilot automat, dar chiar adică am o simțire pe care o pot conține, că e exercițiu mult acolo. Păi da m-a luat o panică pe scenă. Nu-mi venea a crede în timp ce îmi țineam spiciu, începuse să-mi tremure vocea foarte tare și genunchi. Și atunci am intrat în meta-observator și zic, ok, stai puțin, ce se întâmplă aici asta în timp ce îmi țineam spiciu, da? Am intrat în introspecție înăuntru. Cine-i la butoane? Și a părut această fetșoară de andruță de vreo 8-9 ani, care era în fața clasei toată panicată că nu știe și toată lumea râdea de ea. Și iau în brațe și dă cu noi, năi stai liniștită, iubito, că eu sunt Andra cea mare, eu am 35 de ani, că atât aveam la vremea respectivă. Eu sunt pe o scenă acum, tu ești la mine în brațe, uite, oamenii ăștia din față nu sunt colegii noștri de la școală. Uite, aia e, era Corina Neagu, uite, asta e Corina Neagu, e prietenă cu mine, acolo e Costin, de la unde lucrăm, noi am lucrat împreună. Eu sunt o adultă și tu n-ai apucat să afli de existența mea, noi nu mai suntem la școală. Asta în timp ce eu îmi țineam spiciul pe scenă. Și s-o liniștit și-o respirat acolo la mine în brațe și întreb, dar ce-ți veni? Că nu era ca și cum eu nu mai urca să nu câte scene până atunci. Și fix asta a fost una din doamnele. Din primul rând avea un costum foarte similar cu costumul învățătoare. Și trebuie să înțelegem că asta se numește overcoupling în sistemul nervos, momentul în care ni se întâmplă ceva când suntem copii și noi nu putem conține, în afara faptului că se creează acest container în noi care ține vortexul ăla emoțional pe care noi nu l-am putut trăi pe deplin în momentul ăla când n-am avut resurse și n-am avut niciun adult care să conțină ceea ce noi simțeam, el mai face și tot felul de... Um, îmi scapă cuvintul... Legături, asocieri? Legături, asocieri ăsta era, îți mulțumesc foarte mult Face tot felul de asocieri, da? Și a reținut el ca acel costum da? Așa cum eu am avut Mă rog, n-are sens să intrăm Că am atâtea povești de Crede-mă, demontăm Numai din trăirile oamenilor cu care eu lucrez Demontăm foarte multe cărți De la Mirosea nu știu ce fel de țigări în birou Când am intrat și deodată Parcă vorbeam cu tata care tot timpul când bea, fuma foarte mult și după aia am luat bătaie. Șeful meu este un om minunat, dar eu am înghețat acolo. Deci te duc lucrurile dincolo de asta și atunci întrebarea e ce facem? Transformăm organizațiile în centre de psihologie? Nu. Nu, că nu ăsta e scopul unei organizații. Ne place sau nu, și vine din gura lui Andra, a fost a People Advocate, HR, nu știu cum, companiile trebuie să facă bani pentru că la finalul lunii nici unii dintre noi nu am sta acolo dacă nu s-ar vira salariul. Ok, poate mai sunt companii unde am fi înțelegători și conține și suntem dedicați și stăm câteva luni și îi ajutăm că ținem mult la brand. Tot am vrea până la urmă să ne plătim chiria. Corect. Da? Deci companiile în continuare au acest obiectiv de a face business, ca să nu spune așa foarte enervant și să facă bani, să sunt foarte tranzacționale, de a face business mai nou, au început și companiile. Cum se trezesc cu oamenii, se trezesc și companiile, și companiile înțeleg că nu mai e de ajuns să facă business. Ele trebuie să facă business sustenabil uh -huh. și să creeze impact pozitiv în comunitățile pe care până acum poate doar le-au căpușat. Dar ce trebuie să înțelegem este că avem nevoie de sisteme care să trezească ființa umană în toată capacitatea ei. Pentru că dacă ne uităm la școală. Ce-a reușit școala să facă? Nu, o mă luăm mai devreme Dacă ne uităm în mediul în care am trăit în primii ani de formare ai vieții noastre A fost un mediu fără resurse Un mediu cu niște oameni extrem de bine intenționați Dar goi, pustiți de resurse, în consecință, n-au avut ce să ne dea mai mult decât frică Și am, suntem generații care venim din abuz, fie abuz fizic, mental, emoțional, psihologic fie din neglijență și trebuie să acceptăm că noi generațiile care venim din astea două tipuri de afecte că nu mai vreau să mai folosesc cuvântul cu t că uh -huh. e devine într-un mare fel, da? Trebuie să înțelegem că noi generațiile care ne revenim din asta, habar n avem ca acum producem un nou tip de traumă ca să o punem și pe asta pe masă, cea din abundența de iubire, uh -huh. pentru că noi credem că Opusul a ceea ce am trăit noi este ceea ce e corect, dar e ok că avem nevoie să trăim și extremele astea. Și când o să vină Așa mediocritatea e. peste noi și o să ne mănânce carcalacii, o să înțelegem că nici performanța cu forța, nici mediocritatea nu sunt soluții și o să trebuiască să găsim un spațiu în care să ne recalibrăm. Și apoi am intrat pe mâna unui sistem deficitar care ne-a creat o rezistență la învățare și educație extrem de mare. Au luat învățarea și au făcut-o terci, pentru că noi nu înțelegem ce înseamnă actul învățării. Noi credem că a memora este egal cu a învăța, când noi, de fapt, trăim ca să ne învățăm pe noi înșine prin tot ceea ce ne înconjoară. Viața toată, ca să o citesc pe Maria Toia, buna mea prietenă, viața toată e o învățare. Mm -hmm. N-am avut nici asta. Am intrat după aia în primele joburi pe câmpul de luptă și ne-am cadrat, da, viața e o luptă, da, managerii sunt răi, da, șeful vrea să facă bani, da, eu sunt neputincios, da, eu nu am voie. Asta am învățat noi, generația asta, dar ăștia care vin. Dar noi nu suntem fraieri să facem ce ați făcut Ei voi. vin și fac extrema acela. Ei fac extrema cealaltă. Eu nu vreau să muncesc, eu vreau să fiu liber, eu vreau să muncesc două ore pe zi maxim, vreau să călătoresc, vreau să visez, vreau să nu știu ce. Și apoi tot noi ne supărăm pe ei că nu înțelegem că ei sunt produsul nostru, cum noi suntem produsul lor uh -huh. Și dacă ne place sau nu în organizații, noi... Atenție, nu e o chestie dacă eu am dreptate sau nu. Nu e o chestie dacă îți place de mine și discursul meu sau nu. Este o chestie de a privi realitatea verde în față. Îți place sau nu, lucrurile pe care eu tocmai le-am menționat, se întâmplă. Poate da, eu am o nuanță mai diferită în a interpreta ceea ce se întâmplă. Poate dacă te duci la altul, vede lucrurile ușor diferit. Dar îți place sau nu? Asta e realitatea. Suntem unii dintre noi super prăjiți, iar cei care vin din urmă sunt super neimplicați. Uh -huh. Pentru că nu vor să devină super prăjiți. Da? Ori singurul mod în care poți să faci vreo schimbare și business sustenabil este să întorci pe oameni la puterea lor interioară. Și acum hai să vedem cine să facă asta. Păi lumea în care trăim s-a dus cu curul în sus, mă iertați de franceză. Nu mai avem cele trei puteri majore în, în, în comunitate. Nu mai avem statul că doamne ajută a prinde o lumânare după ce terminăm aici, să vim și noi bine. Nu mai avem instituția de învățământ, nu mai avem nicio bază în ea. Dincolo de faptul că ne ia identitatea, dar nici măcar cetățeni complet nu ne formează pentru că nu sunt pregătiți pentru meseriile de azi, dar rămite peste 20 de ani. Și ce îți mai rămâne? Religia, care ne-am lepădat mulți de habotnicism și devenim mai mulți spre spiritual. Nu ne lepădăm de Dumnezeu, dar ne lepădăm de dogmele care spun că Dumnezeu ne pedepsește și că noi suntem neputincioși, că tot în narativa aia ne duce. Mm -hmm. Și lumea începe să înțeleagă că Dumnezeu e în fiecare dintre noi Și onorarea lui Dumnezeu e prin modul În care eu mă comport cu tine Nu de câte ori fac mătănii dimineață Și apoi pe tine pe stradă te scuip Și aceste trei forțe nu mai sunt Ce faci într-o lume Care nu mai are forță care guvernează Suntem în această Simon Sinek numește asta We are living in a leaderless world Leaderless Nu leaderless. mai avem Sună Mi... foarte logic ce spune Simon ca de obicei <laughs> și este o perioadă de anomie sociale, este ceva ce se întâmplă când lumea începe și își mută poli de influență și chiar era un studiu de la Elder Trust Barometer acum un an care spunea că oamenii au mai multă încredere în colegul de la muncă decât în vecin, uh -huh. au mai multă încredere în CEO decât în președintele țării. Și au mai multă încredere în organizația lor decât în instituțiile de stat sau în jurnalism. Deci trebuie să înțelegem că lumea, as we know it, are un shift în momentul ăsta, da? Și nu are. Mi se pare aberant să stăm să ne dăm cu părerea încotro ne ducem. Păi, în aici și acum, ce are nevoie toată lumea? Conținere, siguranță. Instrumente de a face față instabilității, incertitudinii și dinamicii fără precedent În aici și acum, oamenii au nevoie să primească instrumente concrete cu care să thrive să, Trebuie să trecem de supraviețuire, Ca asta au făcut generațiile anterioare Hai să mai evoluăm și noi, doamne iartă-mă da? Nu știu unde o să ajungem, toată lumea mă cheamă la conferințe, Ei AI aiu, nu știu ce Bă, oameni buni, noi vorbim de ei, dar nu avem hârtie igienică în unele organizații, vin oamenii cu ea de acasă mm -hmm. hai să, în aici și acum, ce avem nevoie cu toții, ori pentru mine, e neurospiritualitate, care înseamnă ce? Să mă înțeleg pe mine minte suflet, corp capul gândește, inima simte, corpul interpretează senzații, eu pot să stau cu astea trei și să mă simt în siguranță cu tot ce e în mine, capacitatea, dacă vrem totuși să facem o predicție pentru viitor, pe care eu mi-o asum 100%, când o spun, capacitatea sau skill viitorului pentru orice angajat din lumea asta, virgulă, orice ființă umană pe lumea asta, va fi capacitatea de autoreglare emoțională. Mm -hmm. Pentru că deștepți am văzut cu toții că suntem. Dar e, e plină lumea de deștepți care îți dau capul de pereți unii pe alții. E plină lumea de deștepți care pornesc războaie. E plină lumea de deștepți care exploatează pe alții care nu-s deștepți. Deci noi nu avem nevoie de mai multă deșteptăciune oamenilor. Opriți-vă din MBA-uri, opriți-vă din... 50.000 de, de instituții de învățământ. Duceți-vă și stați în curpe, un petic de iarbă și simțiți tot ce e în voi. Aia este cea mai școală pe care o să o faci vreodată, să te întâlnești cu cei mai hidos din tine și să te conții acolo. Pentru că omul din fața ta care nu-ți place nu e nimic altceva decât o oglindă perfectă a hidoșeniei dinăuntrul tău. Și niciun MBA pe lumea asta, nici o facultate de prestigiu, nu sunt împotriva școlii, Doamne, iartă-mă, dar să o facem conștient, nu să o facem ca să demonstrăm că merităm și noi să aparținem unei comunități. Dar nicio instituție de învățământ, nicio teorie, nicio carte nu o să te învețe să te conții pe tine însuți. Asta se învață doar prin experimentare. Ai vorbit despre neurospiritualitate și despre elementele pe care le vezi tu cuprinse în ea. Dar cum explici ce este somatica? Acest somatic alignment, um, cum foarte mișto stă, cred că e a doua, pusă pin la tine pe Instagram cu diploma, uh -huh. ce este? Pentru că, așa cum spuneam, uh, brandul tău este în zona corporate, era, că s-a schimbat, dar era în zona respectivă, și apoi ai mers să faci somatic alignment în care niște oameni stau întinși pe o masă și tu faci ceva cu mâinile tale care pe mine mă fac, Am o treabă cu mâinile femeilor și cum ai și tatuajele, mi ochii. Și tu faci ceva și oamenii încep să tremure și plâng și îi doare și după aia țin brațe și lumea e mai bună pentru ei pentru că au făcut asta. Și eu, director de HR la o corporație care te-a contractat acum trei ani să vorbești angajaților, mă la tine și spun Oh a luat God. o raznă. <laughs> da. da. Ce este? Cum explici ce este această somatică și alinierea somatică ulterior? Ok, deci în primul și în primul rând, îți am povestit de faptul că la un moment dat eu mi-am dat seama că nu simt și am zis ok, e cazul să mă opresc din a fugi de simțire. Cum fugeam eu de simțire? Faceam școli, învățam toată ziua chestii, munceam foarte mult, mă duceam în medii în care trebuia să fiu doamna cu știați că... Astfel încât să nu fiu doamna cu simt că. Da? Uh -huh. Și la un moment dat am luat decizia conștientă de a intra în mine. Ceea ce a venit la pachet cu foarte multe descoperiri, și acum ce crezi? Trăiam o chestie foarte nouă. Simțeam chestii pe care nu știam să le cadrez. Nu aveam limbaj pentru ele, nu aveam definiție, nu aveam termeni, deci dacă cumva eram nebună. Wink, nu? Și chiar mi aduc aminte că am fost la un terapeut la un moment dat, când eram în proces terapeutic de a renegocia relația cu mâncarea și cu corpul meu, pentru că mă și îngrășasem foarte tare din această deconectare de corpul meu. Și un proces care a fost așa foarte alambicat, dar cu atât de multe învățăminte și descoperiri. Și la un moment dat, slăbise, mă rog, sunt în continuare în proces și eram atât de fericită cu corpul meu. Și spun unui terapeut că mă întreba, nu mai știu care e realizarea mea pe anul ăsta sau ce. Și zic, era un terapeut cu care testam apele să văd dacă putem să lucrăm împreună, dacă rezonă. Și zic că, bă, mă bucur foarte mult că în sfârșit am o relație cu corpul meu. La care el se uită foarte dubios la mine și zice, cum adică? Păi, îl simt îmi spune ce vrea să mănânce, nu mai trebuie să-i dau eu bălării, vrea salată, corpul de vrea salată Tu dai seama ce valoros e? că trec pe lângă toate porcările pe care le mâncam înainte și nu mi-e poftă mm -hmm. Pentru că mie mi-era o foame emoțională teribilă, dar eu nu știam să o marchez așa Și când i-am zis că îmi comunică corpul ce vrea să mănânce, mi-a zis că schizofrenică. Și m-am uitat la el și am zis ok Ok, înțeleg că te-ai adevărul tău, ne rezonăm ca pe cineva care poate să conțină sau măcar să vină către mine cu niște argumente concrete. De aici a pornit toată treaba. Bă, ce naiba simt? Simțeam toate senzațiile astea în corp, simțeam valurile alea profunde de tristețe, de neputință, de bucurie, de extaz lucruri care erau super noi pentru mine. Era ca și cum mi-ai luat, m-ai dus la Disneyland și mi-ai dat tot parcul numai mie. Efectiv, nu mai era nimeni, nici măcar Stefu. doar eu eram acolo. Și am început să fac tot felul de școli alternative pentru că îmi doream foarte mult să înțeleg ce naiba se întâmplă cu mine. Bașca, ce crezi? Oamenii veneau către mine și eu fiind în stările astea foarte profunde, ei nu mai intrau în încăpere și începeau să-mi plângă dar nu mi-ai făcut nimic, de ce încep să plâng? Că abia am intrat în încăperea asta și vine să -ți zic și asta, și asta, și asta. Și am măi, trebuie să caut, să văd despre ce e vorba. Și uite așa am ajuns să descoper această minunată lumea a somatice, a, a neosomatice, că am început cu neosomatica, după aia am descoperit și somatic alignment și spinal energetics. Uh, și după ce am studiat toate disciplinele astea și m-am și acreditat pe câteva dintre ele, eu am înțeles Așa, cum interpretez eu adevărul meu în momentul ăsta? Că fiecare dintre noi cară în corp extrem de multe lucruri pe care efectiv ca și cum le-am pus la păstrat pentru când o să avem noi mușchi emoțional și uh, mental să le facem față Acum unii dintre noi le scoatem din arhivă, alții poate niciodată și petrec toată viața evitând să intre vreodată în arhivă Dar momentul în care le scoatem din arhivă nu le putem scoate pur și simplu avem nevoie de un cadru de extremă siguranță ca lucrul ăsta să se întâmple. Și aici intervine foarte mult teoria polivagală și starea sistemului nostru nervos. Și o să mă dau exemplu pe mine. Eu am fost un om pe hiperactivitate toată viața. Strategia mea de viață a fost obsesiv-compulsiv, să muncesc la nesfârșit, pentru că dacă mă opresc, sunt în pericol. Și dorința mea obsesivă de a controla lucruri. Mă făcea să fiu tot timpul în alertă și în luptă. În consecință, mă trezeam la 5 dimineața și mă trezeam tot timpul cu pumnii așa, și mă trezeam cu o listă lungă de lucruri de făcut și anxietate, mușchi super încordați în spate, și eu mereu eram așa. Da? Deci, eu nu fizic, dar mm -hmm. starea mea era că trebuie să mă lupt cu cineva, să am pumnii pregătiți. Da? Prin pumn putem să înțelegem argumente, proiecte și așa mai departe. Treaba e că deși eu intrasem în capul meu cu ani de terapie vorbită și am înțeles că eu nu am de ce să mai fiu așa, corpul meu nu răspundea. Capul meu voia să fie liniștit și corpul meu o lua la sănătoasă. Până când am înțeles că sistemul meu nervos are și el propria lui programare, nu numai capul. Și dacă el toată viața a fost numai în high, nu puteam eu acum deodată să-i dau shout down și să-l pun în low. Și a început această pendulare în corpul meu între stări de liniște și stări de hai, care a fost foarte titrată, adică bucățică cu bucățică, pentru că cel mai imbecil lucru pe care poți să-l faci cu un om care este în stadiul ăsta în care eram eu, e să-l iei și să-l pui să stea într-un loc. Așa ajungeam eu la spital, când îmi luam liber. Dar mm -hmm. când un om e pe obsesiv compulsiv și el nu poate să se oprească și tu îi zici ia o pauză, tocmai ai dat fatală. Mm -hmm. <laughs> nu știi pe unde să apuce. Și în momentul în care reușești să lucrezi cu tine și să intri în corp și să începi să înțelegi ce simți, senzații, emoții și să le liniștești, să te conții pe tine cu ajutorul unui specialist care el însuflă starea de siguranță din jurul tău. Adică nu am lucrat foarte mult și singură, dar și în prezența unor oameni de la care eu am învățat ulterior cum să fac asta singură cu mine. Pentru că, repet, eu știam, simțeam lucruri pe care nu știam să le clasez. Și uite așa, munca mea a devenit, după ani de știați că, sistem nervos relaxat. Hai în ventră, hai să fim într-o stare de siguranță. Cum putem să facem asta? Foarte multă somatică, foarte multe exerciții somatice. Nu mai implicam capul atât de mult, nu mai intram mintea online. Și ca și consecință, ce se întâmplă e că sistemele noastre nervoase au trei tipuri de comunicare. Odată, înăuntru, sistemul nervos culege de la corp și organe informație și trimite către creier. Apoi, din afară, sistemul nervos prin senzori aud, miros, simt, zice mediul ăsta e safe și trimite creierului, hei, suntem în siguranță în această încăpere, nu te stresa și mai este și un, un mod de comunicare un canal de comunicare între oameni adică în momentul în care eu intru încăp în încăpere până să te cunosc, sistemul meu nervos îl va snifui mm -hmm. pe al tău și va ști dacă e cazul să stăm împreună sau nu, dacă reprezinți un pericol sau într-o situație mai nefericită, dacă eu sunt un agresor voi ști că tu ești o victimă în friz și poți să profit de tine ori stare din care noi existăm este fie fight, suntem pe luptă, fie flight, adică fug, sunt într-o stare continuă de um, evitare, asta nu înseamnă că fug de la birou, ci că mă izolez, că stau în birou, dar nu vorbesc cu nimeni, ca și cum am o pătură în cap tot timpul. Avem și o stare de reacție uh, numită foan sau lingușală, acei oameni politici din organizații care țin cu cinei la putere. Azi se dau bine pe lângă unul Noi avem și un cuvânt foarte frumos Pupil nu mai zicem mai departe <laughs> Dar este tot o strategie de a te apăra Pentru că înseamnă că sistemul tău nervos Crede că nu ești în siguranță Și folosesc, folosește această strategie Pentru a înmuia agresorul Mai avem și friz Care e de două feluri Este frizul funcțional Acei oameni care nu simt nimic Nu se nu interacționează cu viața în niciun fel, dar ei totuși sunt operaționali, se duc la muncă, fac mâncare la copii, dar ei sunt absenți din corpul lor. Și mai avem și frizul catatonic, unde oamenii nu se pot mobiliza. Mă mai cheamă în organizații că au angajați care sunt pierdevară, le zic ce așa popular. Aia sunt oameni în friz, blocați în rușine și vină, care nu pot să treacă mai departe de asta și să-și găsească sensul și mai sunt oamenii care sunt în dorsă, care este cea mai joasă, e lipsa de sens Nu, nu putem efectiv să ne, nu avem niciun motiv să existăm Nu vedem niciun rost, apropo de rost, în existență Și să știi că lipsa de sens este una dintre cele mai joase De fapt nu este cea mai joasă, este sub rușine E cea mai joasă emoție umană ca și stare Nu există emoții pozitive sau negative, sunt emoții care ne umplu așa, ne dau în ecstatic sau ne duc foarte jos și nu ne mai mișcă. Uh, și lipsa de sens este o, o stare care își spune foarte mult cuvântul. Și în mulți, Când ești în survival, ești într-un fight acolo constant sau ești într-un freeze puternic și asta se întâmplă în organizații. Când te duci sunt aia care fură curent, și aia care supracompensează pentru cei care fură curent. Uhum. Și e o dinamică atât de toxică și ne... e disfuncțională în organizații, dar cumva în disfuncționalitatea ei ea funcționează că obținem performanță și noi credem că la singurul mod în care merg lucrurile și când vine emoțională de pe LinkedIn și îți spune că oamenii tăi nu se simt în siguranță la nivel interior, primul lucru pe care îl zice e, da, două, doamne, iată mă că nu sunt terapeut și nu mă interesează treaba asta, mie să muncească. Și și Tot și mai intere. grav este că, iartă-mă că te întrerup, o să spună, dar stai un pic, că realitatea ne arată că ne bifăm targetele. Pentru că îi avem pe cei care supracompensează și pe cei da. pierde vară și echilibru uneori se creează din cele două extreme și atunci omul de HR spune targetele sunt bune, am dat câteva bonusuri la evaluarea de șase luni. Uh, nu e adevărat ce zice Andra. Oamenii nu știți mm -hmm. bine. Dacă nu erau bine, am fi văzut în rezultate și aici ajungem la ceva ce pentru mine e foarte important. Nu mă interesează doar rezultatul, mă interesează procesul prin care ajungem la rezultat. Da, stai liniște că vedem în concedii medicale, nu-ți fă griji. Tot se mm -hmm. vede undeva, dar numai că trebuie să vrem să ne uităm. Acum, aș vrea să menționez că, spre bucuria mea, oamenii de HR sunt tot mai conectați la informațiile astea, cel puțin cei care sunt absolvenți ai școlii de HR. Și aici ceva foarte interesant. Um, Absolvenții școala de HR se duc la interviuri și spun că fac parte din școala de HR și de multe ori în interviurile pe România se dau ochii peste cap, tu ești cu Andra aia și uneori nu merg mai departe în interviuri, alte ori dau de oameni faini care sunt în asentiment și merg mai departe, dar fără excepție, când interviurile sunt în străinătate și ei vorbesc despre conceptele noastre, unii primesc ofertele și pe loc. Deci oamenii care țin, dau interviu, oamenii de HR de la noi din școală, care vorbesc de noi, eu tot ce am vorbit eu cu tine aici, băgăm și în școala de HR pe lângă concepte hașeristice, evident, da? Și gândește-te că atunci când se duc în companii din afară și vorbesc despre asta în interviuri, am avut o grămadă de oameni de HR care au primit oferta pe loc în interviu. Tu mă înțelegi? Și în România încă mai dăm ochii peste cap. Aici voiam. Asta mm. e voiam să subliniez într-un fel sau Și ca să mă întorc la somatică și ce facem cu mâinile, pe lângă corpul fizic există și aceste corpuri subtile. Și în noi totul este doar un flux energetic pentru cei că, care sunt mai sceptici, există foarte, multă, foarte mult fundament științific în ultima perioadă pentru asta. Chiar m-am bucurat are mult să găsesc lucrările Lisei Miller, care studiază spiritualitatea uh -huh. și mi s-a părut absolut fantastică perspectiva ei că știința nu trebuie să dovedească spiritualitatea, trebuie doar să-i fie martoră. Uh -huh. Și pot să înțeleg pe cei care anulează din prima ceea ce văd pentru că mintea lor nu poate conține, așa cum știu cum a fost pentru mine să simt lucruri pe care mintea nu le înțelegea um, și în, nu mă lupt acolo, adică am ieșit din, nu mai stau, dacă nu crezi este perfect în regulă, este ceea ce ție-ți servește și nu este nicio problemă pe lumea asta, um, dacă ți-o veni vreodată rândul să simți astea, o să le simți, dacă nu, la fel de bine, dar ce crezi, între timp eu mă bucur de ele de n-am aer, efectiv, mm -hmm. da, și... Ce se întâmplă în momentul în care lucrez cu oamenii ține foarte mult și de nivelul de rezistență Pentru că ce ai văzut tu pe Instagram, spre exemplu, sunt oameni cu care eu lucrez deja de vreo 2 ani de zile Și corpul lor intră într-o stare atât de armonioasă, de conexiune completă, fără rezistență Dar evident mai sunt și oameni care la prima experiență sunt destul de mult în minte Simt ceva în corp, se duc repede în cap. Ce a fost? Să explicăm. Să vedem. Da, Să caută explicații. Și că acum doi ani, bunica și cu mama, și nu știu ce, încercă să raționeze tot, și este foarte ok, și eu am avut nevoie de etapa asta. Uh, mai mult de atât, încă o dată, eu nu cred în bypassuri. De asta eu zic că omul trebuie să stea în centru. Eu nu cred în bypassuri spirituale în care nu mai stau să înțeleg mintea mea, nu mai stau să-mi înțeleg corpul fizic, ci doar spun că universul a vrut și mă dizolv de toate responsabilitățile în momentul ăla că a vrut universul, să nu mai vorbesc eu cu tine și m-a mm -hmm. păzit universul, fără să mă uit de fapt că eu am contribuit la disesiunea dintre noi două. Nu cred nici în bypass-ul mental pe care l-am găsit la foarte mulți psihologi care mi-anulau experiența mea ca om pentru că nu eram într-o cărticică din care am învățat ei la școală uh -huh. și începeau live procese de judecată și să-mi spună mie ce să fac Deci total contra deontologiei uh, lor, pentru că se speriau probabil în momentul în care eu prezentam acolo niște lucruri uh, Oamenii cu știați că sunt în acest impas și repet îi înțeleg pentru că am fost și eu acolo, nu cred nici în bypass-ul fizic când stau la sală și trag de fiare 8 ore pe zi, numai ca să nu mă întâlnesc cu mine, și stau și număr calorii în continuu și mă țin ocupat numai pe corpul fizic ca să nu intru pe corpul mental, emoțional, spiritual. Și nu cred nici în bypass-ul emoțional, în asta toată viața și ați plânge emoțiile sau ați le în continuu, toată ziua, de da ce simt acum, de da ce simt acum, de da ce simt acum și să nu mai activăm și raționalul. De fapt, și de drept eu cred foarte mult în. Operarea ambelor emisfere în paralel și sincron. da, Adică suntem în aceeași stare, o conținem cu totul, putem să-i vedem toate fațetele și mi se pare că, repet, așa cum simt eu viața acum, este cel mai optim mod de a trăi pentru mine. Întâmplarea face că sunt între timp mii de oameni care rezonează cu acest mod optim pe care eu îl, îl promovez. Evident, oamenii când vin la mine, ăsta e primul lucru pe care îl spun, ăsta e adevărul meu, ai o responsabilitate divină să te duci ți-l cauți și tu pe al tău, pornește de la ce ți-am pus eu aici și dacă găsești lucruri care și mie mi-ar fi de folos, m ar bucura să mi le împărtășești. Și oamenii chiar fac asta, adică nu trebuie să mă creadă nimeni pe cuvânt. Însă ce face diferența este simțirea. Pentru că orice îți spun eu pe gură, după ce intri în corp, nu mai, nu mai, nu se mai poate, nu poate nimeni să conteste ce ai simțit. Uh -huh. Asta mi se pare la partea de somatică, atât cât o înțeleg astăzi, fără să fie avut șansa să ajung la tine, dar îmi propun să se întâmple asta. Um, asta cred că este una dintre problemele, cred, care apar din ce în ce mai mult în zona vindecării, negarea a ceea ce am experimentat eu și am avut chiar de curând o conversație cu cineva în care i-am spus înțeleg că te deranjează să auzi asta, dar nu poți să, să, să îmi contești, da, să îmi contești ce simt eu. Dacă eu îți spun că asta simt, nu mă interesează ca tu să justifici că nu-i corect să simți dar, A, a eu asta am simțit. De aici pleacă discuția dacă vrei să o avem. Dacă nu vrei să avem o discuție care să plece de la eu am simțit și e valabil ce am simțit, atunci ai mai bine să nu. Și e foarte interesant că în momentul în care vorbeai tu de treaba asta cu um, sistemul tău nervos și cum ne identificăm subconștient când intrăm într-o încăpere și așa mai departe, um, în ultimii 2-3 ani. Parcă sistemul meu nervos știe și cu cine are sens să ducă discuții spre somatică, spre cine poate să ducă, să le țină, să le conțină și cu cine, ok, aici stăm doar în în, uh -huh. în, în, în mental. Are în... un radar excepțional. Sistemul exact. tău nervos este un radar excepțional. Exact. Și dacă atenție, dacă nu este antrenat, este un radar de frică. Și stă în șabloane și pattern-uri pe șabloane, care le știe da. el. Da. Da dacă este antrenat, este caută, știi cum sunt cățelușii care caută trufe? Fix asta e sistemul tău nervos. Numai trufe găsește, maică. Uh -huh. Și în colaborări cu oamenii și în experiențe de viață și de toate. Și Dar e nevoie de exercițiu să te predai. Hmm. Să te predai sufletului, să te predai corpului. Să, să... Pentru că mintea vrea să fie suverană. Și normal că n, ne-au condus atâția ani și de bine de rău, două mâini, două picioare ca pe umeri, suntem bine. Așa că am mai și construit branduri și business-uri și sunt, avem reputație. Și normal că doamna minte intră în super panică, păi dacă te apuci de mambo jambo de astea, o să pierdem tot. Și evident că a trebuit să stau cu toate fricile astea, o să mă respingă toată lumea, ce o să zică lumea. De aia mi-am și pus diploma aia de somatică la Nu vrei să știi câte diplome am de care lumea nu știe. Mm -hmm am făcut, am făcut un calcul, în ultimii patru ani am băgat peste 70.000 de euro în educația mea. Oamenii habar nu au de diplomele mele. În consecință se mai găsesc unii psihologi să mă ia la apertu și să mă ia și să-mi facă shaming, gaslighting, canceling public și mă fac în toate felurile că eu stric meseriile astea și că cine sunt eu, dar ei habar nu au cine sunt. Ei doar au o percepție a mea din trei postări pe care le-au citit și mă scot la tablă. Uh -huh. Înțeleg? Uh -huh. Dar asta e, oamenii au nevoie de etichete, că uite, știi, avem un full cycle. Da, da, da. Pe, pe conversație. Oamenii au nevoie de etichete. Dar măi, știi ce am înțeles studiind atâtea meserii? că pe lângă cele pe care am studiat pentru mine, știi că eu fac meserii cu rost, unde mă da. duc și ă, efectiv analizez oamenii în munca lor care-i rostul. Măi, eu atât am înțeles. Orice școală orice mentor, guru, ce vrea sufletul tău, te poate învăța o meserie, dar nu există niciun mediu academic care să te învețe să fii om și să-ți poată cultiva compasiunea în tine. Asta este exercițiul tău ca ființă umană. Și maxim ce poți face este înconjur de oameni care deja au capacitatea de a fi oameni și au compasiune dezvoltată în ei și atenție să nu mai confundăm empatia cognitivă cu compasiune, că toată lumea mm. crede că are compasiune, dar abia avem o formă de empatie cognitivă. Dar du-te acolo lângă oamenii care au deja instanța asta în ei și cască ochii. Și o să vezi că inevitabil mintea ta când vede că există și e safe să fie așa, o să-ți dea voie și ție să începi să construiești asta în tine. Și dacă mă întreb pe mine, rostul suprem este să ajungi în punctul în care mintea, inima, corpul colaborează. Nu se mai opun una altea. Și instrumentele ca să ajungi acolo sau parte din colecția de instrumente care te ajută să ajungi la rost la adevărat sunt și neurospiritualitatea și somatica, dar și, ca aici voiam să ajung, human relevance, așa da. cum ai schimbat-o de la Human Resources în Human Relevance, dar, dar, cred că ce aduci sau ce văd eu, discutăm acum, în acest Human Relevance, este că e datoria mea de human să mă pun într-o organizație și să le spun și eu contribui la relevanță. Când sunt o resursă, voi îmi spuneți cum să mă folosiți voi, ce să fac să eu. Fiu? Exact. Dar de când fiu. aleg eu ca om să fiu Human Relevant, atunci la masa discuției stă și responsabilitatea ta, dar și a mea. Oricum pot eu să fiu responsabil dacă eu nu știu rostul. Total adevărat, mai mult de atât, mai vorbim și despre această capacitate de a fi uman, mm. care din nou nu poate să vină din știați că, ci din simțim că uh, capacitate care ne lipsește foarte mult în mediul de business, pentru că e normal, până acum ne-ar fi împiedicat foarte tare, am fi de... așa am văzut noi până acum, că dacă suntem emoționali, nu mai putem să facem business. Adevărat! Dacă suntem emoționali și nu avem capacitatea să conținem ceea ce este în noi, nu putem să facem business. Dar dacă suntem fully connected la ființa noastră, și avem antrenament, avem mușchi emoțional și spiritual pe noi, putem face față oricărei incertitudini, oricărei furtuni emoționale din interior sau din exterior. Că poți fi și colegii care au un tantru la muncă uh -huh. și lucrurile se așează altfel cu oameni conștienți de sine. Că nouă asta ne lipsește, lipsește, conștiință de sine. Uh, ori în organizații, cred că mai avem multă mămăligă de mâncat până să acceptăm că. Poate intra pe ușa organizației și umanitatea. Nu De da mi rațiunea. Da. Dar, mă rog, să facă ce ori vrea, numai că mă duc eu să le zic, să facă ce ori vrea, că și dinozaurii ori trebuie să dispară la un moment dat. Mm -hmm. Dacă sunt unii care nu vor să accepte faptul că lumea e în această evoluție, e perfectly fine să se închidă companii, să rămână oameni fără joburi, să se trezească. Uh, sau nu. Sau nu. Cine <laughs> n-a suferit destul și că nu face schimbarea, așa că de ce m-aș apuca eu să opri suferința cuiva? Dacă mi se cere ajutorul, sunt aici. Uh, sunt aici dacă ajutorul care mi se cere creează independență, nu dependență. Și dacă, evident, nu mă scurge pe mine și familia mea. Și nu știu. Îți propun să închidem eu intrând în rolul cuiva care te-a ascultat și care a simțit. Așa. Te-am simțit, Andra. Te-am auzit. Dar, domnule. Ce fac? De unde încep? Eu omul care conștientizează auzindu-te că nu-i nebun când îl gâdilă ceva în stomac și spune trebuie să fie o cale mai faină. Există oameni care parcă trăiesc mai bucuroși eu nu fac ceva bine sau nu sunt în locul potrivit, dar nici măcar nu știu un să mă duc. Te întreb, ce fac eu omul ăsta? Prima dată, acceptă că locul în care te afli acum este locul în care trebuie să te afli. Și că ai nevoie să trăiești momentul ăsta de neputință, de lipsă de claritate Pentru că n-ai cum să știi că e clar până n-a fost neclar Și bucură-te de necazul ăsta cu ghilimele de rigoare pe care tu îl simți acum și vine multul lume la mine și zice că mi-e greu și că nu știu ce și eu sunt așa de bucuroasă de zici că ești vreo psihopată și nu dar te bucuri că mi-e greu? Nu, mă bucur că ești conștient că ți-e greu și vrei schimbare. Um, și ăsta e pasul 1. Pasul 2, acceptă că ai nevoie de ajutor. Nu mai, nu, mai, nu mai citi 10.000 de cărți ca să intelectualizezi și să fugi de emoții. Citim cărți, Doamne ajută-s frumoase, sunt minunate și eu am cărți și eu citesc, dar nu mai citesc cărți ca să fug de mine mm -hmm. uh, și să le trec tot printr-un filtru alterat de înțelegere și să înțeleg tot ce vreau eu, ca să fac tot ce vreau eu, ca să iasă prost, ca după aia să fiu iarăși neputincioasă. Uh, mergi către oameni care au instrumente, mergi în comunități de oameni care înțeleg ce simți, deci vreau deci nu știu să-ți explic valoarea grupurilor care vin aici. Mă, de deci este ceva dincolo de cuvinte, să-i vezi pe oamenii ăștia. Deci eu nu mai fac nimica, de fapt, și de drept acum între noi fie vorba să tai asta, să nu știu lumea că eu nu muncesc. Uh, Măi, de deci ce efectiv intră oamenii ăștia într-o conținere unii cu alții și la nivel, de, la nivel macro, când lucrez cu grupurile, vezi niște arhetipuri care se dar îl vezi pe bărbatul ăla furios, horror, de care toate femeile din încăpere sunt așa un pic: că e imaginea Tatălui Normativ și Rece al României, și îl vezi până la finalul unui, unui, unei tabere, finalul experienței de grup, că devine acest bărbat vulnerabil, cald și blând, care dă tuturor copiilor interior din grup imaginea asta că există și un astfel de om și pot să-l creez în mine dacă nu pot să-l primesc de la părinții mei. Uh -huh. Deci, e, nu știu să-ți. e dincolo de cuvinte. Ne trebuie o sesiune numai să-ți povestesc ce se întâmplă în taberele astea și sunt sigură că nu sunt singura. Sunt o grămadă de practicieni fabuloși, o grămadă de oameni uh, care își pun serviciile lor în folosul autenticității lor și pentru contribuție și uh, sunt convinsă că ei creează cel puțin lucruri cel puțin la fel de valoroase. Um, dar m-aș duce spre asta. Sincer să fiu, dacă am înțeles o treabă eu, consilierul de carieră, e că nu poți să faci din capul tău altfel decât ai făcut până acum. Ea primește ajutor. Uh -huh. uh, și nu, ajutorul nu vine de la o prietenă. It's like a blind leading the blind. Ai nevoie de cineva care a trecut pe drumul prin care tu vrei să mergi. Și orice ar fi în tot drumul ăsta, vreau doar un amendament să fac. Să nu picăm capcană conceptelor bagatelizate de traumă, de vindecare, de trebuie să scot buruiana din mine, nimic în tine nu este stricat. Nimic în tine nu este altfel decât perfect, dar uh -huh. funcționează cu programe disfuncționale. Uh -huh. Deci, nu este despre cine ești, e despre comportamentele tale care au nevoie de o reeducare blândă. Uh -huh. Și aș vrea tare mult să fim atenți. Poate aici e și o voce salvatoare în capul meu, dar nu știu dacă vorbește neapărat pentru ei, ci poate pentru Andra de acum câțiva ani care n-a știut lucrul ăsta. Să nu mai credem că trebuie să ne ducem la vreun și să ne repare. Eu nu cred personal în procesul de vindecare, eu cred într-un proces de revendicare interioară a fiecarei părți din tine pe care o iei și o aduci acasă. Atât. Și evident fiecare poate să aibă adevărul său. Alex, să închidem aici episodul și conversația doar pentru că am piele de găină și mi se pare că e o stare faină cu care aș vrea să rămân eu și sper și cei care ne ascultă. Andra, îți mulțumesc că ți-ai făcut gândirea vizibilă și abia aștept să mai facem, în orice formă o fi. Fingers crossed, abia aștept. Îți mulțumesc că ai stat cu noi până la final. Sper că ți-a plăcut și sper, dacă ți-a plăcut, că vei alege să te conectezi cu Andra în social media, în online, în site-ul ei. Ai toate linkurile aici sub descrierea acestui episod ca să poți ajungi la ea cât mai ușor. Te încurajez să te conectezi cu ea, nu musai pentru ca săptămâna viitoare să te înscrii la una dintre taberele ei. Nu, e probabil destul de ocupată în următoarea perioadă din câte știu, dar te încurajez să te conectezi cu ea pentru că indiferent unde ești astăzi în drumul căutării tale, îmi pare mie că Andra ar putea fi unul dintre oamenii care să-ți ghideze pașii, dacă și când va fi potrivit să facă asta și e fain, poate, să petreci un pic de timp cu ea în online, înainte să ajungi să o vezi live, în offline sau să alegi una dintre taberele ei. Te încurajez în fiecare episod să te conectezi cu invitații mei, tocmai pentru că exact asta îmi doresc să fie Thinking Made Visible, o platformă, o punte între tine, ascultător și oamenii care aleg să-și facă gândirea vizibilă pentru tine. Așa cum fac în fiecare episod, îți mulțumesc pentru timpul și atenția ta și te încurajez dacă vrei să continui să explorezi gândirea făcută vizibilă, să alegi să asculți unul dintre cele trei episoade pe care ți le las tot acolo, în descriere, ca să continui conversația care a început alături de Andra. Eu sunt Madalina Vasiu și îți dau întâlnire într-un episod viitor. Până atunci, fă-ți gândirea vizibilă!